Liceul Tehnologic Aut, grupul școlar Aut. M-am uitat în seara asta, mi s-a părut reacțiile. Singura pe care vreau să o aleg, nu știu ce să zic, să aleg războinici și să aleg faimoși și nu știu, sunt în dubii. O să pun un sondaj pe TikTok, fiindcă acolo la sondaj se răspunde mai repede, am zis, păi tu nu prea votează nimeni, nu votează niciun om sondajele după YouTube, am pus unul la Survivor, în final am pus haotic, n-am știut ce să pun, dar deocamdată mai pun unul și o să fie cu da și nu. Și mai pun unul ce pe trebuie să aleg, o să scriu numele la ambele echipe, faimoși și războinici, și vor fi supuse sondajului și pe TikTok și pe YouTube. Pe Facebook nu știu dacă pot să pun, n-am încercat niciodată pe Facebook. Și nu știu dacă încerc. Am o pagină de Facebook care se numește Tudorel Nanu Exatlon România. Fost un proiect care, bine, s-a dus. A mai rămas în picioare Survivor. Mai am o pagină de... tot de Facebook. De-aia care poți să, la nu știu câte sute de mii, faci bulină. Care se numește Tudorel Nanu Survivor România. Și asta e. O să vă țin la curent cu tot ce este cu tot ce se petrece. Apropo, Răzvan Ro15 pe TikTok mă cheamă Nanu Tudorel. E aceeași poză de profil ca la YouTube. Ai la YouTube am poza aia cu mine și cu fratele meu, aia apare și pe TikTok. În fine, am mai multe conturi de TikTok, am vreo 3. Am una care la profil apare un video cu poza mea de la canalul de YouTube. În fine, apare cu mine personal așa. Dar ți-am zis, e o poză așa, plus un. Mersi. Follow. Scrie acolo în comentarii ca să văd aia. Și următorul live va fi diseară după încheierea ediții Survivor România, acum are extra show, ăla nu pot să-l văd că era vorba să dea pe Pro 2 sau pe Pro X, am înțeles că se dă pe Voio, n-am abonament la Voio și nu-mi fac, fiindcă deja am unul la YouTube pentru muzică, care nu vreau să-l scap, eu de gen YouTube-ul până să mă apuc de YouTube, l-am folosit pentru muzică, l-am folosit pentru muzică YouTube-ul, de vlog m-am apucat undeva din Spania, am postat prima dată un pahar de la suc în filmând de mine, fine, l-am șters videoclipul ăla, nu mai e, mi se pare că mai e pe telefonul vechi, care mi s-a spart, bineînțeles, mi s-a spart display-ul. Și asta e. Ne vedem la următorul live, seară, și asta e ce să zic. Singura piedică care ar putea să mă țină pe loc este buletinul și pașaport, care trebuie să le fac într-un timp foarte scurt. Programările am făcut mai haotice. Odată pe 7 februarie facerea buletinului și 21 februarie pașaport. Îți dai seama, o să mă țină foarte mult. Până atunci să văd cum pot să mă înscriu, fiindcă pe platformă mi se cere încărcarea buletinului și a pașaportului, pe care nu le am. Buletinul am, dar mie mi-expiră anul ăsta. Asta e. Trebuie să încarc un videoclip cu mine, cu niște întrebări, ce trebuie să fac la Survivor. În fine, o să pun pe cineva să mi-l facă pe ăla. Asta e, trebuie să mai apelăm la cineva, că nu suntem noi extrem de foarte buni. Totul să fie bine. Sper să fie bine. Dumnezeu să-mi ajute. Asta e. Totul o să fie bine. Survivor România este o competiție în care ai putea să primești și o lecție de viață, în general. Ce să zic? Dragii mei prieteni, vă urez o seară bună și ne vedem la următorul live.